Cheloul, care dacă iese din casă doar ca să ia pâine, are material pentru 3 finale ai umor. Pentru el viața bate scrise. Aplauze pentru Dan Țuțu! Hai bă, Țuțule, bă! Hai bă, tată, bă! Izvorul nesecat de povești. Ceva timp în urmă mi-am ajutat un prieten care avea o problemă un pic cam ciudată, să zic așa, pentru vremea noastră. Omul avea 40 de ani și era virgin. Auci. Avem virgini în sală? Nu. Eu uitați-vă, dar n-avem natalitate. Bun. Omul a intrat în depresie. Are un pic de emoții, îl simt. Pur și simplu a intrat în depresie. Vă dați seama că m-am luat de el? Bă, tâmpitule, ești tâmpit. De ce nu vorbești, mă, cu mine? Că la câte neveste am avut eu, n-ai tu sacouri în casă. Nu te ajutam? Bă, băiatule, băi, casa ai, servici bune ai. Lucrezi la bancă, ești casier. Tu n-ai văzut că în ultima perioadă tu nu mai ai control pe mâini când nu merg banii? Bă, fii atent aici. Astăzi am luat salariul, bonurile de masă. Așteptăm, eu fac cinste. Fii atent aici, uite-te în ochii mei. Tu în seara asta bașcălugărul ăla în pivniță. Vă dați seama că l-am luat pe sus. Și unde, Doamne, iartă-mă să-l duc? Decât pe centură. Hai cu ritmul, Dani. Când am ajuns pe centură, eu am văzut, să zic așa, un grup de firme. Și mi s-a părut una că e... Mi s-a părut mie una așa mai frumusică. Bă, să nu fie one hit wonder. Nu vreau să fie one hit wonder. Oameni buni, nu sunt misogin. Iubesc și respect femeia, vă ador. Dar sincer, dacă toți ai ales să faci cea mai veche meserie din lume și nu contează unde, fă-o, tată, cu stil. Te-ți cu urâși. Întinde un far, îndreaptă ogeanul, sprâncean. Fă, tată, ceva corect. Nu știu, parcă lipsește ceva, nu-mi dau seama ce e, dar ceva lipsește. Asta care mi-a plăcut mie, mă, nenem, avea strabism, uite așa să uita. Ia zi, dragă, ce tarife ai? 20 de ron un scurt, 50 un combinat. Dar bonuri de masă vrei? Da, ce valoare au? Dublă. Da, și asta, Toma, la aia s-a dus. Dar și asta e tot poveste reală, mă? Și uite că Dan Țuțu a început cu o poveste care îmi suna cumva cunoscut. Prostituatele, nu mai era în hotel, era pe centură și nu mai era știrbă, era oarbă. Se uita așa, cu un ochi hăisciunucea, știi? Ia da câteva bonuri de masă și îl chem pe Gogu. Ia vină, mă, încoa. Termină, dracu, cu tremuratul ăsta. Lasă emoții, fii atent aici. Nu te îndrăgostești și nu te uiți deloc în ochii ei. S-a înțeles? De ce? Ești tâmpit, mă, n-ai văzut-o. Vrei să-ți dai drumul în zigzag? Păpușa, ia vină tu puțin. Pune-și o punguță mică în gură. De ce să-mi pun o pungă în gură? Măi, fată, ăsta e virgin, nu și-a dat drumul de 40 de ani. Prea golănești, domnule. Eu am fost Dan Țuțu. Bă, mor de curios ce o să zică jurații, mor de curios. Îți mai aduci aminte cum ai ajuns în finală? Da, mi-ați mai oferit o șansă. Dacă ți-am mai oferit o șansă pentru 2 minute în care să ne povestești ceva, ce vrei tu, din ceea ce ai trăit, dar care nu are legătură cu nimic sexual, crezi că ai? Da. Okay. Omul care rupe la a doua șansă, ia să vezi cu el. Ce s-a întâmplat cu Dan Țuțu a fost... Uite-l, băie, transpirat de cu lacrimi la ochi. Bă, mi s-a făcut rău. Mi s-a făcut rău de râs. Vă mulțumesc frumos, eu am fost Dan Țuțu. Bravo, mă, bravo! Asta e definiția umor. Pupa mai să vă pupi. Așa este. Înainte de pauză, Dan Țuțu al nostru a venit, a urcat pe scenă și s-a dezlănțuit. Nu și-a dat drumul de 40 de ani. Doar că reacțiile n-au fost așa cum se aștepta el. Norocul lui însă e că Bendeac nu renunță așa ușor. Omul care rupe la a doua șansă, ia să vezi cu el. Acum câteva luni de zile A murit bunicul soției și a trebuit să ne ducem la Cotorca să-l înmormântăm. 96 de ani, să-i fie țărna ușa. Când am ajuns acolo, ne-am dus în spatele casei să facem pipi. Cât de prost sunt că am călcat într-un cui. Vă dați seama că am călcat într-un cui, mă durea ca dracu. Când am ajuns în bucătărie, i-am spus lui soacră mea, mamă, eu trebuie să mă duc să... Și așa trebuia să luăm o coroană. Zic, trebuie să mă duc la dispensar. Avem pe aici. Nu! O bătrână care o ajuta la colivă zice, păi maică, trebuia să te pe rană. Zic, păi cum să mă pe rană? Că în timp ce făceam pipi, de durere l-am jetuit, dracu. Nu știam că se face treaba asta. În fine, am plecat la oraș. Păi nu se face, de-aia nu știi. Ne-am dus la spital, vine asistenta după salvare. Bă, nene, cred că avea 2 metri. Aia, la un moment dat, cred că a fost adus acolo să ne bată că le-am stricat sâmbăta. Și asta zice, da, dumneata, ce ai? La care i-am zis, mi-a intrat un cui în picior. La care ea zice, păi nu aici. Păi nu aici cu coană, la Cotorca. La care ea zice, păi nu, omule, că nu aici. Păi unde, mă, cu coană? Camera 44, chirurgie plastică. Bă, cu coană, frumusețe pe muche de cuțit, tu nu înțelegi că am călcat în cui, nu în grenadă, mă operați? Pot să continui? Te rog. Te rugăm, da. Haide, dă-i. Până la urmă tot am plecat să luăm coroană. Și haideți să vă spun ceva, nu ar trebui să se supere cineva pe mine. Consideră la un moment dat că suntem un pic ipocriți vis-a-vis de acest aspect. M-am dus și am cumpărat bunicului o coroană de 2,5 milioane. Și erau domnișoarele de acolo la care prima îmi zice, ce scriem, regrete eterne? Hai la altă repede, nu te vom uita niciodată. Și eu zic, stați așa. Ia scrieți voi, mulțumim pentru avere, fica și nepoți. Nevastă mea zice, doamnă, nu vă luați după el, că ăsta e nebun. În fine, am luat coroana și am ajuns acasă. Când am ajuns acasă, nevastă mea către măsa. Mamă, bine că m-am dus cu nebunul ăsta, că uite ce a vrut, ne făcea de rușine pe aici, până Cotorca. Auzi, mulțumim pentru avere, fica și nepoții. La care soacră mea de acolo zice, mă, mamă, dar de ce ai zis așa? Băi, mamă, bă, păi n-ai văzut ce e în cimitir și aș vrea să mă aprobați. Te duci în cimitir, vezi că scrie, nu te vom uita niciodată și sunt bozile pe mormânt, atât. Bă, nene, atât? Că la un moment dat te uiți în cimitir și tu întrebi, dar pe unde o fi îngropată asta, mă? Pe unde... Băi, n-am mai văzut mormântul ăla, lumânare, am dreptate. Bun, rău de tot. S-a dezghețat tare acum, s-a dus în ele. La care soacră mea, eu am leșinat pe Sfânta mea Cruce, dacă n-am leșinat. Îi zice lui Fisa. Bă, mamă, într-un fel el are dreptate. Tu știi că la mormânt la bunicul meu a crescut un nuc? Bă, nene, un nuc! Vă dați seama să fii sunat de la administrația cimitirului? Bă, să te sune cimitirul! Alo, bună ziua! Bună ziua! Dacă ați putea să veniți puțin până la mormânt. De ce? V-am florit coșugul. Da, nu mi-aduc aminte. Vă dau cuvântul meu de onoare. Deci nu... Cred că mi s-a întâmplat mie acum ce i s-a întâmplat lui Cheloo la Ionuș Rusu. Deci eu nu mi-aduc aminte să fii... Bă, mi s-a făcut rău. Deci mi s-a făcut rău de râs. Deci mi s-a făcut rău. Deci eram lac de transpirație, eram... V-am florit coșugul! Vedeți că e și o mașină, un tir, da, de Turcia pentru miez. Baclava, știți dumneavoastră. Da, da, și-au sunat aia de la Ghica. De ce? Poate donați lemn, eu știu... Așa. Mult mai bun decât cu... La fel? Fix ca la audiție. Fix la fel. Dar ce ți-a venit să-l pui să mai fac? Inspiration, baby. Inspiration. Bine, Bendeac, că ai fost inspirat. Da. E ca un lăutar care îți cântă ce crede el că ai vrea tu și după ce îl lași să-ți cânte treaba aia, îi spui, bă, dar cântă-mi eu pe aia cu... De fapt, știi ce? Surprinde-mă. Și îți place de 10 de ori mai mult. Pentru că e savuros. Vreau să vă spun că eu cunosc o persoană care a lăsat-o cu pensie de 90 de milioane. E o vecină. Să mor eu de vămii dacă n-are mormântul placat în marmură neagră. Bă, le-a placat și pe alea de-n jur. Să pară, eu știu, cimitir rezidențial, nu știu. Care femeia bani? Bă, tata, asta dovadă de iubire. Când bagi banii de pensie care ți-a lăsat de functul în groapa lui. Vă mulțumesc frumos. Eu am fost Dan Țuțu. Bravo!